gânduri, gânduri, gânduri. În fiecare seară, înainte de a dormi, aceeași poveste. Gânduri, gânduri, gânduri. Gândul despre boli, gândul despre moarte, gândul despre cum o să scoți la capă cu ziua de mâine. Gânduri care te umple de regrete și vinovății, gânduri despre toate cele pe care le-ai neglijat să ai uitat să le faci și gândul despre cele pe care consideri că nu le vei reuși, despre cele în care crezi că vei eșua, gânduri care te paralizează, care te îngrozesc, care îți fac inima să bată mai repede, mai tare și să ți se pună un nod în stomac, gânduri negre întunecate și tu neputincios să te împotrivești așteptând înspăimânta ceasul, îmi vor înceta să mai vină așteptând să te ia somnul de oboseală, ca în felul acesta să scapi. Ignoră-le, lasă-le, nu le dai importanță. Toate aceste discuții cu sinele tău, nu de nicăieri, nu-ți fie teamă de ele. Nu te pot vătăma, sunt o adiere de vânt, o iluzie. Frica ta este cea care le hrănește, le ține vii. Nu-ți pierde liniștea din cauza lor. Închide ochii, odinește-te, ce s-a întâmplat astăzi s-a întâmplat mâine, Dumnezeu știe. O seară bună! Din cartea din inimă, texte despre viața cotidiană și veșnicie, Elefterius. G. Eleferiadis, psiholog: Gânduri, gânduri, gânduri.